Urmărie este tu. Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Salută prietenii. Bună ziua! Vă salut, oameni buni! Bine că v-am găsit sănătoși, să aveți grijă cu canicula. Băi, Ioane, pune tu telefonul cu așa. Da, când duc eu. Razmă-l de roată, dar în așa fel să ne vedem toți. Că vreau mamaia să... Să povestească din vremurile ei, când era ea tânără. Perfect, așa, nu stai așa. Da, mai băieți cu mama, ce să vă zic. Mă cel la horă, vineam acasă, nu sfința soarele. Mama vrea să mai întinerească, chiar vreau să fac un dans. Da. Îmi puneam și făceam mama aia mâncare, o ajutam la treabă. Da, cântam mama, nu zic că ea să la tine. A doua zi am scris pe la mine acolo. Doi fraților, hai să vă arăt un fenomen. Hai vino să dau un bal, hai vino la mine. Hai la tate să-ți dau gumă, vin la tate să-ți dau gumă. Vino da gumă, hai. Hai la tate să vă arăt o treabă. Hai la tata scumpă, mea, vino. Ia uite acolo, vin la tata, vin la tata. Ia vin la Maia, vin la tati cu coa. Nu o să-ți dau gumă, tate, na. Hai de-i gumă, ce e. Întâi, de-aia, faci. Hai, fugi de aici! Cred că n-are țeau, nu știu ce ala care e. Da, măi, mama, și cum? Da, așa. Când, stai așa, cum era aia? Aoleu, stai că n-ai spus-o pe aia la oameni. Cum era? Eu în seara când m-am măritat era negră prin sat. Da, ați văzut? Da, da. Ia pune la oameni. Ei, ce să mai zici așa, foaie verde de aliop. M-a pus tata să mă însor. În seara când m-am însurat, era negru prin sat. Și-am luat toanta la lumânare, părut toanta ca o floare. A doua zi de pe s-a luminat, băleu toanta m-am mâncat. O tremie să mulgă vaca. Și a plăcut ca mulgia apa. Ia striga nenea, nenea, nu dumneze zala ea. Pe la putina cu boș, permișor cu capul roșu. Și am avut și doi purcei și am murit de frica ei. Ia părinte, când e cununat, 500 de mii eu ți-am dat. Acum poți să-mi dai și 1000, poți să-mi dai și vaș cu lapte, cununeai până la moarte. Da. Am scurtat. Da, da, nu. Da, eu da, mă tare chiar când te-ai măritat. Spunea că era ceață. Ah, da, într-o 1956, 17 noiembrie era negru prin sat. Era negru, nu? Da, era ceață prin sat. Asta e poezia asta invocată. Da, asta e așa dici de colea. Când eram noi fete, asta e. Dar eu când m-am măritat era negru prin sat. Da. 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 1956, 17 noiembrie. Asta era o poezie, mă gândeam că nu. Am confundat-o eu. Ei, cu... da, că asta cum m-am mai stat eu, nu știu care ai vrut-o tu acu. Păi nu, asta de fapt era, cea la prășut. S-a nemeric și Madale când te-ai măritat, spunea că era păi era, da, era. Da, era. Da, și nici la prășut luni dimineață. Era balierca cu apă, ne uda balierca. Auziți, băi, dragilor. Niceaș prășam. Ia auziți, fraților. Mulgeam vaca, chiarbeam lapte la deal. În special tinerietă să bagi la cap. Stăteam seara, mar seara, miercuri vineam acasă. Mama îi făcea mâncare. Andreea, dă-te de acolo, tată.
că nu se mai vede Ioana. Iar plecam. Mama. Joi dimineața, ce mai faci gălăgie? Joi, vine, vine atma sâmbătă. Adunam copșoi din urmă. La animale. Numai mai bine era, bă, Viorel. Da. Și acum? Nu? Acum sunt la plajă. Acolo, la plajă, se... Da. Cu cururile goale, sunt hirușări. Da. Da. Da, da, da. Cu ață prin cur, prin bucele curului. Da. Cu unghiile. Vierea Ioana Dumnezeu s-o ierte când venea pe faraustul. Eu tot mă zic faraustul. Da. Nu te mai dacă încheță. Hai cu minte, nu te mai dacă... Cu ziua de azi, fetele nu-și cubești acum, nu știi ce de ele. Zodii cântrele Ioana, da, acum, haide, capul nouă. Are moiile cât caragatul. Da, acum, da, acum, da. Și înainte, ziceai, Doamne, iată, scuze de popșoci, ștergeai-te. Ia tata-i săracu, știu cum durea capul, tața Marcica. S-a dus la veceau și era și bujet cum era ea. S-a dus săraca și s-a șters cu un stuf să tăie la cu. Și acum hârtie, igienică. Mă, 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 mă. Acu, acu, eu am... Da, și eu când eram în tel, cu frunzi de blusuri. Aha. Și sale alea zgurii, bă, dar nu mi-am dat seama. Așa am pățit vreo două, trei ori treaba asta fără să-mi dau seama. Adică, prima oară, a doua oară, a treia oară mi-am dat seama. Așa, și zic, păi iasă. Nu-i bună treaba, zic, ceva se întâmplă. Îmi va trimiți frunza. Ce erai, hârtie igienică, măi, mă. Și da. Aveau ăștia la oraș, da. Băieți, oameni care... Da, cum? Mie la bloc nu-mi place, nu. Care trăiau pe la oraș aveau, băi, mamă. La noi pe la țară, pe ce aici. Voi, cu frunze, cu pănuși de popușoi, cu... Da, cum, da, cum, da. Cum. Voi care ești fraților, care sunteți de la țară, știți ce vreau să spun. Da, cum. Ciocanii da. Bătute, cu... Dar nici ciocan nu mai sunt așa. Da. De grământ nu-ți mai dăștulez. Ei, ești lumea alintată, cum ai la dea la vară. Foarte alintată ai și lumea. Ai văzut că am făcut post. E, lumea săracă n-ai întâlnit. Tata e săracă, nu. Îl durea capul, punea frunzi de popșoie așa la frunzi. Ah. Băgea cu pălărie. Da. Da. Nu mai trieți așa, nu mai faci. Câte mai rabă, Dumnezeu. Da, acum, da. Acum, pe, la greș. Și cum spuneai că... Când plecai la horă și până s-a pună soarele, da, erai acasă. Nu era simplu. Și când vinea tataia pe la tata, pe da, la matale. Da, tete, da. Nu, tataia e vrea, nu, păi, să-i înțelegi în brațul lor. Eu îi spun nu tata meu, îi spun tataia, pentru că eu, pe mine, la câți ani m-a făcut? La câți ani m-a făcut? 47 de ani. Tata, cât avea pe mine? Păi dă-mă, Viorel, dacă tu ai 42... Ca să fac oameni să... Tapar 91 de ani... Să-i fac să înțeleagă, ce spune-o tataie. Să iei din 90 și să iei 42. Normal, tataie spui lui bunicul. Dar eu îi zic tataia, pentru că el mi spunea, hai, veniți la tataia. El era mai bătrâor așa, noi când ne-am... Când ne-a făcut, ne-a făcut pe la vreo 40 ceva de ani și... Și el avea obiceiul să spună, hai, veniți la tataia. Da, da. Și mama la fel spunea, hai la mamaia. Și noi spun, eu îi spun mamaia, nu tata, tataia și... Da, păi da, așa e, da. Tata, mama, da, da. Mai, așa e, mai nu, zic eu câteodată. Nu, tataia și mamaia, da. Nu vezi? Unii și mai sunt pe aici, pe strada mea, care spun așa. Tataia, mamaia, de fapt, sunt părinții lor, da. Da, da, da. Tataia, mamaia, se zice la bunici. Da. Pune masia de bunici. Da, și... Mulți spune ce faci babă, mai zic babii la azil. Da, da, da. Babii. Nu te mai dacă îngheță în tine. Care nu... Lui care nu-i place bătrâneța, să nu apuce. De la zeune. Ei, cui nu-i place bătrâneța? Cui nu-i place? Cui nu-i place și nu apuce? Hai, dăm cu o reacție, da, da, îți place, nu-ți place. Trebuie să, să, să respecti pe bătrâni. Da, da. Nu da, să-i da, faci, băi, ai babă sau... Da, da. E, ce faci mamaie, ce da, faci țață sau ce faci tanti... Nu știu, nu. Așa mai departe. Ce faci babă, ce faci babă. Ea, să-ți doi că ce faci, așa băiete, domnule. Ușor bătrâni, da. Ce să mai... Sufletul nu îmbătrânește niciodată. Da, acum, da, acum. Da, 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 acum. Ia ce frumos ești. E frumosul, mama. Tu, ia mate. Mănâncă, mata, tu vezi ce la botul tău?
Da, și ziceai că când venea tata la mama ta alea acasă, la părinții acolo, nu știa mama ta alea. Tati, deci, uite ce ne-am gândit eu. Tata, te hai că eu stau de vorbă aici cu oamenii. E la așa, dacă e copil. Da. Mama stătea pe dinăuntru la poartă și tata în afară și vorbeau așa. Da, vină deci, așa nu m-a lăsat mama. Colice. Deci nu, nu era poarta deschisă. Nu, la fântână. Știi la fântână? Fântână. A, acum vine fântâna și cu... El... Da. De pe mine a venit doi băieți de vorbă. Unul s-a îndeau, da. Și eu, dacă așa și m-a lăsat Dumnezeu, m-am întors și să le mișcă nu stau, va să mișcă nu stau. Ei s-au întors înapoi amândoi și eu m-am singură casă. Era pe acolo, așa, cam pe acolo era. Da. N-am apucat să mă zbraghi, tatăl a venit la fântână. Da. Să te vor cu el. El pe din afară, eu pe din el. Mama, hai, Zoica, hai. Da. Vezi, și era ziua. Și acum te duc la hotel și zici o mată că ești cu barca trecută la Andreea și te duc nări. Da, doamna. Acum la Mirela Vaida. Nu, e adevărat la Mirela Vaida, știi și oameni. Da, da. Știi mai. Așa? He, he. Vrăjeală. Da, acum. Televiziunile astea. Nu, nu, nu. Realitatea e ce discutăm noi aici, adică vorbim niște chestii adevărate, da, adică adevărate, nu, nu regizăm nimic. Nu, da, dar vreau să spun de fetele de azi. Nu ne vorbim dinainte, pur și simplu mi-a venit să ideea să fac un video, acum să da. No, discutăm, no, no. Nu, că hai să... Ce aia și fetele, acum eu nu-mi place deloc. Păi fetele, eu când eram din acea cu o prietenă, ce ai mers pe la noi? Da, da, frate, acasă, știu că nu. Mă ceară, dacă ceară chiar nu mă duceam. Vrei să stai înapărăci? Nu, eu stai la prea. Nu, așa, ca să fie bine, ca să circul sângele altfel, da. Vreau. Păi eu o pot. Eu eram murdar de la atelier, deci așa. Am băgat să nu mi intru în duș chiar așa. Ei, dar cum? Maria... Bă, Ioane, și tu când erai tânăr, mă? Hai că pui. Ai fost ca în gagicartul la viața ta. Ion mai avea 6 luni de armată. Ai venit și povestește cum ai cunoscut-o Viorica. E, da, știu eu, cred că înaintea lui. Da, dar Viorica se uită la video nostru. Lasă să te uiți, Viorica, dacă vezi, da. Viorico, dacă mă auzi, hai să mă vezi. La două noapte ai venit cu Ioana meu. Când intră Ioana, o dai? Nu mustra, nu judeca, lasă. Nu, dar nu, fata. Vorbim știu... așa, nu vreau să zic cu nimeni, sau spie de ea, sau... Treaba lor ce au... Dar nu, treaba lor în familie ce au nu mă bagă. Nu, numai, discutăm așa din trecut, din... Nu mă duc tu mai acolo eu. Cum am să eu la mine, da. Vine eu nu o dai. Zic, păi, m-am dat tu mamă. Da, el zice, am venit cu fata aia. La două era. Și era și cam frigușor, burau alea, că era în iunie. Ca să... Da. De să... Să-i fac pe prietenii mei să înțeleagă, stai un pic. Ei văd oamenii că vorbim de o persoană, Viorica, Viorica fraților, o fostă cumnată de-a mea, care a trăit cu un frate de-a mea, cu Ion, cu frate Ion, deci, care e lângă mine, care a plecat acum. S-au despărțit mulți ani în urmă, au făcut 3 copii, sănătoși, au și ei copii la rândul lor, la casă lor, să gospodar, n-ai treabă cu ei. Bine, nu mă interesează pe mine treaba lor, ce au făcut ei. Da. Nu mă bag eu, nici ar fi trebuit să discutăm acum. Dar nu, că eu am nevoie să zic că mi-a adus-o pe Viorica, nu cu ce-a făcut. Da, vreau să, să aduc în discuții, adică să amintim un pic așa din trecut. Da. Era mic, eu aveam cu 11 ani, nu? Dar nu cred că aveai oare? Da, nu știu mai mult. Pe când s-a însurat eu? Prin 87? 87. El știe de aici că a plecat eu. Bă, Ioane! Lasă-ți chiș. 87, aveam eu mai am vreo 8 ani, 7 ani. 8 ani, 9 ani. Avea 4 ani pe tic, 7 ani vei. Vă, exact. Gata, mi-am lăsat aminte, da. 7 ani vei. Da, bă, frate, și avea 14 ani, Viorica. Și 2 ani. Da. În fine, lăsăm așa, asta, gata. Da. Da, schimbăm nu, discuția. Așa a venit cu da. Ion, cu ea pe prispă, cu olu. Eu am ieșit. A venit cu fata aia, Ionescu, din Odaie. Eu... M-am dus la ea și zic, fetiță, zic, bătea și-o leacă vântul, corochiță și pe ea, 14 și 2 luni, da. Zic, mă, ta știi? Zic, nu, nu știu. Am putut să te narezi, zic, hai, nu, tu-ți frig. Și ea ne-a zis mai târziu, da.
că mama e, zice, de pe ce am să acum talie și femeie bună? Că m-ai luat de spinar și m-ai băiat înăuntru, că dacă erai alta, cine știe ce zicea? Eu nu înțeleg o chestie. Da. Jurică, dacă te uiți la, la video asta, eu nu înțeleg un lucru. Bă, fraților, și nu neapărat, vreau să, să fie ceva, un exemplu, adică un exemplu, nu știu cum să mă, să mă refer. Oamenii ăștia care, persoanele care s-au despărțit de soților, de soțiilor, mă, dar de ce nu mai treceți pe la foștii voștri, foștii voștri socri? De ce nu veniți să-i vizitați? Chiar dacă v-ați despărțit de... Nu îndrăzniești, mă. Dar ce legătură aia are aia cu aia? Veniți, mă, pe aici, puteți să veniți când vreți. Noi nu ne supărăm. Da. De ce trebuie să rămâneți dușmani? Da, nu. Nu-i de ajuns că diavolul influențează atât de mult, că asta face el. Și vă face în așa fel să călcați pur și simplu cu unia în picioare. Deci nu de ajuns lucrul ăsta. Mai deveni și dușmani. Nu-i frumos. Nu mă păstrați legătura, mă. Fiți prieteni. Fiți nu, mai ajungeți să vă despărțiți. Nu mai îndrăznești. Arătați-i lui cel cu corniță că nu-i chiar așa. Da, mai mamă, ia da. Și... Eu n-am nici cu Marcela Iordanii, să-i dea mea sănătate și minte. Da, și Marcel. Da, sănătate și minte. Mamă cu da. Matră. Da, acum. S-a despărțit de soare. Da, da. Și Iordan a plecat, că ai văzut să arăta că talichit, nu că ea, dar talichit și eu. Da, m-am gunoit de lucru. Să fii sănătoși. Da, dar n-am nici cu el. Vreau și pe vremuri, da, lasă-ți fii sănătoși, da. Mă interesa, fiecare cu viața lui. Da, pe vremuri nu era o, nu se îmbrăca în pantalon, nu? E, nu e că, nici chilos nu era. Aule. Da, cum? Nici chilos nu era. Păi și cum? Nici cioare goale, nu aveam papuci. Iată, nici cioare goale, nici am o căruță. Da, i-auzi, bă, fraților, bă, nu existau papuci, bă, da. Oameni buni. Păi voi știți? Da. Voi știți ce însemna, ce însemna o pereche de bocanci? Da, cum? O pereche de bocanci erau cum? Dar nu se discută. Acum, ca și cum ai avea cei mai șmecheri Adidas din planeta asta. Da, cum? Și acum? Cea mai șmecheră firmă de încălțăminte. De acolo la tine ușă, e cu brațul cei. Da, saci. Da, da, cum? Da. Încălțăminte. Și umblai în picioarele goale. Picioarele goale. Și era ciulin. Ne puneam în cur, mă trimiteau mai cu mie și ne puneam în cur și câte 10-20 ciulini le scotea din picioare, că era cu cui ce-a dat. De aia rătul, da, da, cu țări. Da, 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 păi am mult și-o înălat din parte, da. Acum, de asta cam eu cam am ciudat cu fietele astea eu. Și cum nu erau atunci, da. Nu biciclete electrice, nu erau cum erau. Una electrică, una. Dar biciclete normale de astea erau. Normal avea băiețul ăla care avea cu tatu de pe mișoară și o sândie liște, nu stava să nu știu, nu stava. Cum avea biciclete? Avea biciclete. Aole, dar cum, de rusască, de care? Ei, biciclete, da. Da, și de acolo băiețele s-a făcut poștaș, s-a însurat, în fine, a murit săracul, dar... Înainte... Abia avea oamenii curent, trans la casă, nu să mai... Eu când m-am mutat păi, aici... Păi, că dacă vedeai pe vremea aia o... ceva, o... o bicicletă, hai să spunem, o bicicletă cu mare de electric, da? Ce se hele? Potinetă din asta. Acum eu... Păi te uita la aia ca la o zene. Dacă eu te la tine o mașină, două, trei mașini are un grad. Și înainte, când m-am mutat eu aici, trebuia șters sticla de lambă. N-aveam să o șters, să rup ăsta de pe mine, am șters-o cu matase de popșoi. Matase era ca înciulită, știi? Așa, da, n-aveam, dacă eu m-am mutat aici, cu ce era? Era e bine, adică erai și mai fericit atunci. Nu știu cum să zic, da. Da. Așa era. Era lumea săracă, dar era da. Mai... Citeai pe chipul lor fericirea și zâmbă, cu toate că erau săraci, dar erau fericiți, erau așa era atunci. Se simteau bine așa cum.
Nu. Ah. Doar ceaia că vine. Da. Dar tu vine și în el. Hai, poftiți. Poarta! O grămadă de bani. Da, că acolo e de la, așa, e făcut prag de la. Păi așa că eu am adus în fațat și am venit. Știi cum te duci? Da, ies. Bun, bun, ca să văd. Bine, sunt ieți și dar n-aveam cum să fac altfel. Nu știu dacă nu ești atent. Și burna. Burna, dar tu zic eu tot. Lescu, ia să înghețat. Lescu, piciorul drupat. Da, ai grijă acolo că am să duci mai la vale, știi cum trebuie să măcar. Ia Ioana, înghețat, stai și dau piede. A venit cumnatul cu sormii. Da, m-am plecat și noi de acasă. Hai, ori. Ui, și coală, uite, aerul. O luat-o prietenul Borghi și frumos. Ia? Hai să-ți dau înghețat, da, mama? Lasă-mă ce-ați mai chiar pe bani. Arătă pe toți prietenii mei, abonați. Dar ce făcut ai? Luneca ce făcut afară? E pragul ăla mai mic. A, te-ai chiar de acasă. Nu m-am de la... Mi-am luat piorul de bani. Da, n-ai înghețat. Și la bueno! Arăt un prieten acolo. Aaa, ia uite băi, ia uite ce faci, tu nu-i înfirmiezi acolo. Uite vezi bine. Uite mai așa salut noi pe toți. Eee, nu mă las, mă bagă jumătatea, că nu vreau mai. De ce? Așa. Ia bea m-am să mai cheltui. Uite prieteni aici să abrim. Da, hai de la unde? E luntru. Ia pe aici așa, să bagă la frigidiera, e un borcan de compotă din aia. Hai, hai, pe bine. Așa, vă bine numai acolo, da, bă. Cine e lu? Unde e? Unde e? Unde e? Unde e, mamică? E ca să dea. Doamne? Dai bine rând. Păi nu, ia să duc, dacă acolo care-i ceva ta lui Ceapă, dar și mai aici, și eu, mai învoța mai aici. Păi, nu pui de trei. Păi, nu-i ceva. Da, da, da. Am povestit ceva. Ce are din asta gabenă? Da, mă, la. Hai, eu, Nani. Am povestit la oameni, cu timp ei. Cum era acum. De ce e așa gabenă pe aici? Păi, așa trebuie să fie. Înghețat de vanilie. Hai, nimica. Păi ce te-ai făcut la nas așa? Unde am dat cu rujul ăsta? De ce? Băi, mă! Unde e tibat? M-am văzut din... Dar e de unde? E la tibat! Ia să duc cu Mihaela îngheațată, așa de o trezăști. Bă, nu trebuie să bă! Lasă-o că s-a culcat, că are o lună. Lasă-o că îți doarmă cu sărată. Are o mai din de o oră. Doarme? Ia și aici. Da, ce doarme el? Fac la frigidier un pic. Bă, Iordana. Eu am uitat de el. Bă, ia de rând. Bă, oameni, lasă-o să doarme. Lasă-o că de așa eu tine noapte. Lasă-mă. Bă, la noapte ce mai faci? Așa, m-am eliberat. Asta la bunoi. Să nu-ți lua femeia, fă! Am albit, băi, fraților. Am bătrânit. Barba mi-a crescut. N-am mai avut... Bă, dar uite, bă, ce-am pățit azi, frate, vă povestesc ce-am pățit. Ce? Închid la viorele. Lucram la o mașină aici. Băi, și am... Nu știu și unde am, de fapt, m-am de lucrurile aia, nu-i gata, de luni de acum, că aștept să vină... Să vină piesele la ea. Băi, și mi-a căzut un fier peste mână. Vreau să schimb brațele. E un Mercedes C-Class din 2007. El face... Și când am... am scos etrierul și l-am agățat așa cu... L-am pus așa cumva într-un loc acolo să stea. Normal trebuie să-l agăț cu o sârmă. Că vreau să schimb brațele și... brațele și plăcuțele. Și ca să schimb brațele, practic trebuie să dai fuzieta la o parte.
Și cum a fost trierul agățat acolo, băi, și cum trăgeam eu de braț, să o scot din pivotul ăla, să o scot afară. S-a venit aia. Mi-a căzut direct peste unghi. Ia uitați ce am pățat, dragii mei. Ia uite. Vino cu a mai Ioane. Ia uite. Vino cu a. Bă, să vă spun sincer, nici n-am avut timp să înjur. Așa de repede s-a produs lovitura. Dar acolo ai zis. Deci am făcut toată. Ah! Dar nu într-o ai zis. Și gata. Nu trai zis. Mă doare din nu mai pot. Iau ce vânătă. Și e mai nasol când te lovești la rădăcină. Hai când te lovești aici la vârf, mai e ce mai e. Dacă când se produce hemoragia asta aici la rădăcină, Ionul doare în papuci. Nasoală treaba, deci durere din... Mă, ce-ai făcut, mă, n-auzi? Așa că sufăr, ce să fac? Nu-l pune, mă, acolo, domn Coamă. Muncă se muncă. Vino la treabă, vino acasă. El e Ion care... Animalii. Fratele Ion care s-a însurat înainte de să fac armata. S-a luat-o pe alu Alex Soare și m-a părăsit. Alu Alex Soare. Și cu a doua nevastă, care a fost treaba? Are, umbla de trechea, plenchea și... Ai trăit cu ea câți ani? Că ai trăit o leacă? 18 ani. A dat din 18 ani trăit. Și fraților, după 18 ani, s-a produs o extorsiune a unui degajament de Ioan. Și frate, m-a părăsit. Așa. Am rămas. Hai, ne-a văzut și tu ceva? Și acum... Am rămas în 10 ani de zile și am găsit una de... Una am venit să o bat mereu. Hai mă că eu filmez aici și o să uite Mariana la tine, zic cuvinte frumoase, frate, la fata așa mă ironie. Am o nevastă jos pălărie, hardică. Păi vezi? Face curat de la animale. A vrut să fie ironic, mi Ioan. Care eu am o nevastă cu zei Dumnezeu la toată, la toți dușmanii, neschi, sănătoasă, să ia și dușmanii toți. A ce, că aș vrea cu pietre, unde? Da, a treia nevastă chiar, că am nevastă. S-a ales o femeie, nota 10, foarte gospodină. La Tudor, cu, în primul rând, ține cu bărbatul și îl respectă. Trage de bani. Și cu casa. Da, într-un cuvânt, ține cu casa. Da, asta-i treaba. Și asta e povestea lui... O mică parte din povestea lui Ioan, lui Vom. Cu prima o fată și doi băieți. Dar știu că am povestit la oameni aici. Să fii sănătoși. Să fii sănătoși, fiecare faci ce vrea în viață. Băi, ce-s cu cărțile rupte acolo? Strângi toate cărțile și du-le la locul lor de unde le-ai luat. Hai, da, acum. Am treabă. Strângi-le pe toate, tate, hai. Da. Și nu mai am, mai mult că eu am treabă. Știu, uite, aia e ruptă, e boțâtă, de ce le vă bate jos? Mai aia le strică, le aruncă. Am bun la viu, da, vă lădui de drum, de cărări. Măi, băi, Ioane, și? Nu? Ce? A, la mă, Ioane, te mai sună, nu mai zice ce faci. Zi-mă la oameni să dea like, nu prea dau like, mă. Băi, dați like acolo, fratele meu, mă. E rău, pac! Zi, bă, Nielu, știu să dea like. Dați-mă, dați-mă la... Un like acolo, ca să aibă și el. Zi, măi, mamă, zici mă tale. Zici să dea like, nu prea dau oamenii like, să-l dea acum, în momentul ăsta, adică... Să-l dea acum, acum, să zici, dați acum. Dă un like acum. Un like. Un like. Ce înseamnă like? O vorbă. Like, că nu mai contează. Apesă butonul de like. Zi. Apăsați butonul de like. Nu uitați. Da. Ce să zic? Și zi așa, să vă abonați care nu v-ați abonat. Da. Care nu ați făcut-o deja. Da. Vă rugăm să vă abonați. Așa. Zic să vă arăt pe biblioteca eu, pe Onel, pe... Asta-i. Purcel, pe... Asta-i ce-am vorbit noi. Haideți, bă, fraților, haideți, hai să ajung și eu la 1000 de abonați, haideți, fără de eu, abonați-vă acolo, bineînțeles, care doriți, nu vreau să oblig sau să fiu prea plictisitor și prea insistent, dar haideți să ajung și eu la 1000 de abonați, bă, fraților, bă. Să ajung și eu la 1000 de abonați, că mă chinui, da, într-adevăr, nu prea postez eu așa, că nu prea am timp, muncesc și eu mult tard de tot, și nu am timp. Da, dați acolo, rupiți butonul de like, distribuiți la prietenii voștri, abonați-vă, ce mai trebuie să mai faci?
Da, aia, cum îi spune? Să dați și voi comentarii acolo. Și așa mai departe. Ia, Maia. Da, mai bine. Și la botul tot. M-a dat Andreea. Te-ai dat, Andreea, tu singur te-ai dat. Băi, dar duci te spală că mă sperii. Andreea m-a dat. Păi tu mă sperii ce faci tu acum. Hai, duci te spală, mă. Dragii mei, cam atât. Eu vă salut. Și vă doresc o seară minunată. Pa, pa! Vă pup pe tot și vă îmbrățișez. Doamne ajută!